După ce e vreme de șase săptămâni, programul de circulație al autobuzelor și microbuzelor a fost limitat atât ca număr de curse, cât și ca intervale orare. De vineri se revine la vechiul orar de dinainte de pandemie 5-23. Mai mult, societatea de transport public în comun va ieși pe trasee cu toate autobuzele, 28 la număr, care vor circula cu frecvență mai mare pe anumite intervale orare când există solicitări. Tocmai de aceea, vreme de trei zile, șefii de coloană vor fi pe trasee în stații pentru a urmări gradul de aglomerare la orele de vârf, când. Din cauza noilor limitări vor fi situații în care călătorilor li se va solicita să nu urce toți în autobuzul din stație, ci să îl aștepte pe următorul. Un aspect important este și faptul că autobuzele și microbuzele TPL vor circula inclusiv sâmbătă și duminică după program normal de dinainte de pandemie, cu un număr ceva mai redus de autobuze.